Emisiunea este realizată cu sprijinul companiei Domeniile Ostrov. Bună ziua, dragii mei, bine v-am regăsit! Dacă este trecut de miezul zilei, dacă este duminică, dacă suntem aici la Grădina Botanică Dimitrie Brânză din București, înseamnă că emisiunea începe. Dacă dumneavoastră sunteți așezați comod în fața televizoarelor, asta înseamnă că vom sta împreună aproape o oră și jumătate, vom povesti, vom cunoaște oameni speciali, vom afla lucruri interesante, vom vorbi cu specialiștii, nu mai lungeți vorba, emisiunea chiar începe! Corabia este un oraș care ar putea atrage turiști din toată țara, însă ca acest lucru să se întâmple, este nevoie de investiții, de crearea unor noi atracții și valorificarea zonei Dunării, acolo unde natura a fost foarte generoasă și a creat peisaje de vis. Au fost făcute deja demersuri în acest sens, deoarece autoritățile accesează tot felul de proiecte, chiar și prin flagul de acolo, în așa fel încât corabia să devină un oraș frumos, să se transforme și să fie vizitată de cât mai mulți turiști. Suntem în Corabia, vrem să vorbim despre dezvoltarea acestui oraș prin accesarea diverselor fonduri, prin diverse programe. Însă, înainte de a ajunge la partea financiară, aș vrea să și cunoaștem acest oraș pe scurt, să ne spuneți care este specificul lui și al locuitorilor. Orașul Corabia, până la Revoluție, era un oraș puternic industrializat, cu trei întreprinderi de interes republican foarte bine dezvoltate, care dădea de lucru la aproape tot sudul județului Olt. După Revoluție, ca în toate localitățile din România, a început declinul și în momentul de față nu mai avem nicio întreprindere de interes republican. Lipsa locurilor de muncă a dus la, ca în toată România, la depopularea orașului. Teoretic avem 17.300 de locuitori. În fapt, este un oraș la care populația prezentă în momentul de față se bazează pe pensionari, instituțiile publice și mici investitori. Mici investitori. Asta înseamnă că totuși există interes în dezvoltarea unor afaceri în această zonă și aș vrea să vorbim puțin și despre Flag Corabia. Știu că faceți parte din acest flag. Și în decursul anilor ați și accesat proiecte, sunteți beneficiari, ați implementat anumite proiecte care, din câte observ, au și contribuit la dezvoltarea orașului. Pot să spun că au schimbat în bine fața orașului. Sunt în flag încă de la înființarea lui. Da. Mi-aduc aminte că primii pași pe care i-am făcut împreună cu personalul care este salariat acolo, au fost pași hotărâți și de a face din acest flag unul de top la nivelul orașului. Ca orice primar în funcție, având resursele limitate financiare, ne uităm pe diversele scheme de finanțare pe bani europeni. Singura posibilitate de dezvoltare a orașului în momentul de față. Mi-a plăcut foarte mult și văd că se persistă cu această măsură și bine că se persistă și se continuă, faptul că partea de cofinanțare este zero. Majoritatea autorităților publice locale se confruntă cu o mare problemă, cofinanțarea pentru proiecte. Noi ne-am uitat pe ghid, am venit cu proiecte eligibile și strict necesare pentru orașul Corabia. Ne aflăm în grădina publică a orașului. Toate aleile erau cu asfalt și crescuseră rădăcinile în așa fel încât nu se putea circula în condiții de siguranță, mai ales cu copii, cu cărucioare. Tot în acest parc există și o bază sportivă care a fost abandonată, cred că mai mult de 20 de ani, până să vin eu primar. Crescuseră arbori, să vă minunați cum într-o pădure, lăstărișuri, hățișuri, a crescut o frumoasă bază sportivă unde se desfășoară în momentul de față, toate evenimentele și sportive și premierii la elevii, activități ale copiilor în aer liber, deci are o,
Multiplă întrebuințare. Multiplă întrebuințare. Iar în momentul de față, clădirea care e aferent acestei baze și-a găsit o altă utilitate de urgență. Este un centru de vaccinare cu 3 linii de vaccinare care vaccinează în jur de 3-400 de cetățeni pe zi. Aceste două proiecte au fost implementate prin intermediul FLAG-ului în ce perioadă de finanțare? 2013-2017. Primul exercițiu bugetar. În exercițiul următor am mers pe aceeași linie. Avem o altă bază sportivă, dar cu un alt profil. În momentul în care au fost solicitări și pentru alte sporturi, handbal, basket și tenis, atunci am zis că acea bază să aibă alte funcționalități complementare la baza sportivă de aici din centru. Deocamdată nu am făcut de recepția, nu am pus-o în funcțiune. Urmează să fie predată și va fi a doua bază sportivă cu nocturnă din oraș. Aceste baze sportive au accesul liber? Pot intra copii, nu știu, 2-3 copii din aceeași zonă care, să spunem, vor să bată mingea, cum se întâmpla odată pe Maidan, pot merge pe acel teren sau au nevoie de... Având în vedere specificul orașului Corabia, care este pe malul Dunării și numărul mare de pescari care sunt în asociația pescarilor constituită la nivelul orașului, care este parte componentă în FLAG, toți copiii cetățenilor din orașul Corabia au acces gratuit pe bază de programare, de convocare, de responsabil cu organizarea și acordul proprietarului. Proprietarul fiind în acest moment orașul Corabia. Orașul Corabia. Înțeleg că atunci s-au creat și noi locuri de muncă pentru aceste baze sau s-au relocat? Toți cei care întrețin de 5 ani de zile aproape parcul la fel cum a fost la data recepției și baza sportivă la fel ca la data recepției, sunt salariații 5 locuri de muncă create pe acel proiect. Și a căror utilitate, bineînțeles că trebuie păstrată și în continuare, dacă vrem să nu se degradeze această investiție. Deci acestea au fost primele două proiecte finanțate prin intermediul FLAG-ului. Au mai urmat și altele? Pe același exercițiu bugetar avem și, cum să vă spun, o investiție care am văzut gurile rele încearcă să ducă în derizoriu bursa de pești la nivelul orașului. Această investiție a funcționat foarte bine în condițiile în care noi am fost în parteneriat cu un cetățean spaniol și în orice oră din zi și din noapte, dacă se apela un telefon, puteai să găsești pește proaspăt, pește congelat, conserve de pește și produse din pește. Acest cetățean s-a pensionat și a plecat. Noi am făcut demersuri la Ministerul Agriculturii pentru a declara această locație ca punct de primă vânzare. Lucru care l-am și făcut. Am declarat această locație ca punct de primă vânzare. Dar în momentul în care legislația, ca și la cereale, este aceeași problemă și la cereale, degeaba e bursă de cereale dacă legislația permite să nu spun evaziune, dar ocolirea cumva a legislației. Pentru că normal pescarii ar trebui să aducă o cotă din ce prind la punctul de primă vânzare. În momentul de față suntem în procedura de evaluare și de aplicarea codului administrativ și cu aprobarea Consiliului Local să închiriem această locație Asociației Pescarilor, care la rândul lor să declare punct de primă vânzare și să nu mai vândă pește pe la colț de stradă, pescarii să vândă niște condiții de siguranță igienice, alimentară. De siguranță alimentară, da. Deci, iată un nou proiect care ar putea contribui la dezvoltarea zonei, a celor care vor să aibă mici afaceri și să contribuie la rândul lor la dezvoltarea economică a orașului și a cetățenilor. În viitorul apropiat, în următorul exercițiu financiar, plănuiți să deveniți beneficiari ai altor proiecte? Bineînțeles. Cu o oportunitate de zero contribuție proprie, trebuie să... N-ai cum să stai deoparte. Deci deja aveți în lucru, ideile sunt avem puse... Avem în lucru, bineînțeles. Vrem să dezvoltăm turismul.
Dacă nu avem industrie, am constatat că pe partea turistică, în perioada de vară, avem și câteva obiective turistice de interes național. Și precedentul pentru acest proiect pe care o să vi-l spun acum s-a creat în momentul în care am aflat că avem o campioană națională la caiac, canoe, care se antrenează la Turnul Măgurele, la Dunăre. În niște condiții, niciun caz propice și pe măsura talentului și valorii acestei fetițe. Am analizat zona și în zona turistică unde este plaja, unde am concesionat 10 loturi pentru dezvoltarea diverselor activități turistice lângă portul turistic din Corabia, pe o lungime de 500 de metri, un pârâiaș va fi amenajat ca un canal de 30 de metri lățime și 500 de metri lungime, ca o zonă de antrenament pentru copiii care vor să practice acest sport. Sigur, abilitățile într-un sport pentru de genul. Copii, pentru embarcațiuni, hidrobiciclete și tot felul de activități care se pretează pentru acest lucru. Acest parc din zona centrală este la o distanță de, cred că, 100 de metri de cât se traversează calea ferată pentru a ajunge la celălalt proiect. Motiv pentru care am dezvoltat și am propus o alee pietonală de promenadă care se va completa cu faleza, tot a zonă de promenadă și cu parcul central. Deci toate trei integrate aproape într-un proiect unitar, în așa fel încât în perioada de vară, când este caniculă, majoritatea din zona blocurilor de aici caută o zonă cu verdeață și mai la răcoare. De ce sumă ați avea nevoie pentru implementarea acestui proiect? Proiectul este pe partea de finanțare de la FLAG nerambursabil 300.000 de euro. Diferența va fi pusă de autoritatea publică locală, deoarece este nevoie și de suplimentarea acestor bani pentru a finaliza proiectul. În aceste condiții, credeți că veți reuși într-o oarecare măsură atragerea tinerilor în a investi în diverse afaceri în această zonă? Pentru că, da, spuneți, observ într-adevăr proiecte implementate, vorbim despre Corabia ca un potențial oraș turistic, ce implică și zona piscicolă, bineînțeles, atunci ar exista mai multe posibilități de dezvoltare? Pentru dezvoltarea turismului în zonă, noi am făcut demersuri încă de acum vreo 7 ani să preluăm o insulă care este în mijlocul Dunării sau cel puțin să facem un parteneriat cu Ministerul Transporturilor și cu Ministerul Mediului și al Pădurilor, în așa fel încât pe Dunăre, pe această insulă, fără a afecta partea de pădure, să facem un punct de oprire pentru vasele turistice de croazieră. Ar fi interesant. Ne-am lovit un pic de birocrația de la aceste ministere. Vom insista, nu ne vom lăsa până nu vom realiza acest proiect. Pentru că în momentul în care va opri, pentru că șenalul navigabil este pe partea bulgărească, neavând acces către portul comercial care este în administrarea Ministerului Transporturilor, îi puteam lua pe turiști cu embarcațiuni mai mici, că avem portul turistic, dădeam de lucru și la câțiva cetățeni care aveau embarcațiuni, după care le puteam oferi vizită la cetatea Suceava, la Vădăstrița, la Mănăstirea Brâncoveni, deci avem câteva zone turistice de interes. Deci ar fi cazul sau ar trebui să existe și un punct gastronomic local ca să încheie cumva tot acest circuit? Da, în viitorul exercițiu mă gândesc să demarăm și să dăm drum la un festival cu produse pescărești, pentru că în zonă sunt câteva rețete și câteva asociații pescărești care cred că vor fi interesate. Iar în acest moment există în oraș locuri de cazare, locuri de luat masa în care să regăsim și aceste preparate din pește după rețete locale? Da, da. Avem cel puțin 4 locații în oraș care servesc asemenea produse tradiționale și pe bază de pește. A
aveți experiență, exact cum ați spus la începutul interviului, încă de la înființarea flagului. Așadar, ați avut timp să faceți și o imagine a ceea ce înseamnă toată activitatea flagului pentru zona Olteniei, nu doar pentru orașul Corabia. Cum apreciați dezvoltarea zonei în acest context? Deci, fără acest flag, orașul Corabia era vitregit de multe obiective turistice care nu își aveau corespondent în celelalte măsuri de finanțare pe bani europeni. Și unele, chiar dacă aveau corespondent, partea de contribuție a orașului Corabia era foarte mare. Și uneori, chiar dacă ești eligibil și vrei să promovezi un proiect, dacă nu ai partea de cofinanțare, la un moment dat renunți. Urma să vă caracterizez activitatea, chiar dacă nu mă întrebați, pentru că cu toate ocaziile care le-am avut, în toate conferințele de presă la Ministerul Agriculturii, am lăudat activitatea programului operațional de pescuit care se desfășoară prin Ministerul Agriculturii. De ce? Pentru că am găsit acolo nu numai persoane care verifică. Sunt persoane care asigură și o îndrumare. Interesul a fost general de a accesa acești bani și de a dezvolta, că toate localitățile au depus proiecte de a dezvolta sudul județului pe acești bani, iar la nivelul ministerului, nu mai vorbesc de flag, personalul flagului a răspuns permanent tuturor solicitărilor noastre, la nivelul ministerului, de câte ori am fost și nu am întâlnit o altă măsură, avem proiecte finanțate pe toate măsurile care au putut fi eligibili ca oraș, să se respecte termenele legale. Dom'le, dacă în 5 zile a spus că îți vin banii, în 5 zile se au dat banii. Dacă în 3 zile spune că îți verifică documentația, în 3 zile ți-a verificat documentația. Adică nu am avut nicio zi întârziere care să fie imputată flagului sau personalului autorității de management de la Ministerul Agriculturii. Deci, practic, sunt încântat de modul cum s-a derulat. Mai ales că pentru autoritățile care nu au bani de pornire, există și varianta de avans 50%, vă dați seama. La exercițiul financiar trecut, noi așa am apelat, nu am avut banii de pornire și la toate proiectele care vi le-am enumerat, am avut cofinanțare 50% de pornire. Lucru care a permis derularea tuturor fazelor cu o mare repeziciune. Asta înseamnă că și dacă dumneavoastră ați primit banii la timp și proiectul a fost implementat la timp. Corect. Totul s-a desfășurat conform planurilor. Am fost aproape de finalul exercițiului bugetar. Am simțit permanent presiunea timpului pe umerii noștri. Noi am pus-o pe spatele constructorului și împreună am rezolvat toate problemele. Mă bucur să vin pentru prima oară iată în acest oraș, să-l găsesc așa și sper ca în următorul program de finanțare să reușiți să implementați noile proiecte, pentru că există potențial în acest oraș și cred că merită să existe mult mai multe investiții. Vă lansez de pe acum invitația ca la vară să veniți să vedeți un oraș în dezvoltare turistică. Bineînțeles că nu am uitat, știu, urmează surpriza emisiunii. De mai bine de 30 de ani, administrează o afacere productivă în satul Bot din județul Brașov. Ovidiu Nan are o fermă de vaci, are profit și posibilitatea să se dezvolte mult mai mult, dar consideră că este suficient. Atât poate să facă familia. Dezvoltarea presupune și mai multă forță de muncă, ceea ce ar fi imposibil, dat fiind faptul că oameni dispuși să muncească non-stop într-o fermă sunt tot mai rari. Câte capete? 200 de animale cu totul, 110 vaci cu lapte și tineret aferent. Ferme ce pentru rasă? Regenerarea efectivelor fiecare an. Bălțată românească. Am mers pe bălțată românească din 90. Am pornit cu trimele cumpărate de la fostul CAP-ul. Lucrând de la CAP-ul cu părinții, am preluat aici în chirie locația din 90, toamna lui 90, exact în octombrie undeva. Și am stat ca și chiriaș 9 ani de zile
după care am cumpărat. Cum au fost începuturile? Câte vaci ați avut? Cât număra ferma dumneavoastră? Când am început cu părinții, cu 20-25 de animale. Cât lapte produce o vacă pe zi și... Medie 20 de litri pe zi produce vacă. Acum, în funcție de fiecare, ce vârf de lactație are, ce perioadă de lactație, de gestație. Vezi? Și aici se... Trebuie să aveți foarte mare grijă la hrana pe care o acordați, nu? Pentru vitaminele, pentru o producție de lapte. Da, hrana o producem 90% noi. În fermă, cu circuit în închis. Da. Cultivați lucernă, nu? Pentru hrana lor. Lucernă, ce... da, 45-50 hectare anual de lucernă. Porumb silos, porumb boabe, pentru furaj, făină. Sunteți un tată care și-ar dori ca și copiii, fiicele, da, să continue această familie, această afacere. Vedeți că este rentabil? Sunt un tată de trei fete care sperăm să continue cele mai departe. Avem cea mare, este la facultatea de medicină veterinară la Cluj, anul 4. Așteptăm să termine și să vedem ce direcție o ia. Va rămâne, va continua, nu va continua. Dumneavoastră n-ați plecat din țară, cum au făcut ceilalți români, spuneți, și după 89-90. La un moment dat am vrut și eu. Da, era varurile cu plecatul, să câștigă foarte bine afară, așa. Tot din dorința de a face mai mult. Dar am spus, m-am căsătorit, au venit copiii și am renunțat la ideea cu... cu plecatul. Și ce altceva v-a mai ținut aici în țară? Că vă sfat pentru tineri care sunt tentați. Păi m-a ținut și legătura cu părinții și lucrând de terenul, am început, am cumpărat terenuri din vremurile acelea, din 2000 chiar, tot am cumpărat și atunci n-am mai zis, dacă am început să cumpăr aici și a fost bine și aici, nu mai plec. Am luat niște împrumuturi la început, am spus, și după aceea mi-am descurcat din ceea ce am produs. Și a rămas câte un pic, câte un pic, am reinvestit tot mereu, tot în agricultură. Utilaje, la început cu un tractor 65, după aceea cu 1.453 pe care l-am luat subvenționat de stat. Încet, încet am ajuns la tractoare mai performante, la semănători, la toate necesare. Și intenționați să vă extindeți, să faceți, procesați aici laptele, să produceți brânză și alte... derivate, nu din cred că putem face față și la procesare și la distribuție, doar așa în stadiu când stăm acum cu familia. Fetele încă fiind la școală, toate trei, nu sunt niciuna liberă să poată să implice mai tare și așa că stăm pe punctul care suntem acum, până vor termina și ele și să vedem ce și aleg și ele. Au și oi pe care le-am vândut acum 4 ani de zile, tot pe motiv că nu era forță de muncă, nu găseam, rămânea totul pe noi, pe familie și era foarte mult. Ce probleme aveți în privința bolilor? Nu sunt probleme. Se face de parazitări anuale, tot ce trebuie și nu sunt probleme. Și dacă controlul laptelui? Lângă ele, e bine. Controlul laptelui, nu? Laptele trebuie să fie, să-l dezvolte bacterii? Da. La lapte, procesatorul, zilnic face analize la fiecare ridicare a laptelui, face și analizele laptelui. În laborator ne dă toate datele, dacă e cea problemă, imediat ne anunță, dar nu a fost, nu sunt probleme. Am spus, dacă suntem lângă ele și ne îngrijim de ele, e bine. Într-o fermă profesionistă, procesul de mulgere este mai rapid și se desfășoară conform normelor de igienă pentru produsele de origine animală. Cum funcționează această sală de muls? Din partea cealaltă intră vacile, fiecare își intră și își ocupă postul. În partea de jos stăm noi și mulgem, le punem aparatele. Aici avem un bazin unde se colectează. În momentul când s-au colectat 20 de litri, cu o pompă va merge în camera de răcire, în tank. De câte ori le mungeți? De două ori, dimineața și seara, da. Și cam cât durează?
Ați câștigat timp, ne spuneați. Ați câștigat deci și... la 100 de vaci care le mulgem la ora actuală, cam 2 ore jumătate. Procedura la 10 vaci este de 10-15 minute. Laptele este răcit în mod inovativ, cu cât mai repede, cu atât mai bine, pentru că previne dezvoltarea și înmulțirea bacteriilor. O altă investiție pentru acest bun mers al fermei a fost sala de răcire, cum ne-a spus. Laptele, după ce este mult, este adus în această sală. Da. Se pune în acest tank, să ne spuneți ce capacitate are. 2000 de litri. După care, cum se întâmplă? Cum răciți laptele până ajunge la procesare? Laptele intră la 30 de grade, 28. El răcește în jur la 3-4 grade. Cât timp durează acest lucru? Cam o oră. Nu, până s-o mulg toate vacile, cam durează o oră. După ce s-a terminat mulsul, în jur de o oră până se răcește. După ce termină mulsul, vine mașina și îl ia. Deci aceasta este activitatea dumneavoastră zilnică, nu? Da. Mulgem dimineața și seara vacile și în timpul zilei treburile care mai sunt. De îngrijit viței, în câmp. Povestea, munca, pasiunea celor ce iubesc vinul, dar și a celor care iubesc să-l facă, ne-a oferit prilejul ca la domeniile Ostrov să întâlnim mai mult decât un vin. Aici am descoperit o parte din noi. Dacă mergem prin țară, privirile ne sunt furate de câmpurile verzi de la marginea șoselelor, unde fermierii au semănat grâu. Dacă pentru mulți dintre noi ele înseamnă doar o pată de culoare, pentru fermieri înseamnă mai mult decât atât, pentru că în funcție de cum se dezvoltă plantele în această perioadă, vor avea producții bune anul viitor. Domnul Banu a mers de curând în insula Marea Brăilei, tocmai pentru a analiza solele de grâu, alături de directorul Mihai Solomei. Aici avem o cultură de grâu semănată cu câte vreme în urmă, domnule? Aici s-a semănat undeva la începutul lunii lui octombrie. Am avut adevărat și ceva precipitații, dar este semănat după soia, cu un singur joker, vă spuneam, de prelucrarea minimă. Atât, o singură trecere. O singură trecere și semănat cu mașina pe care o avem. Da, uite, când vin teren, când te uiți așa pe câmp, vezi verde frumos, după 3 săptămâni arată sunt super. Sunt puțini resturi vegetale. Dar când te uiți pe rând, distanța mare. Da, distanță de 25 de centimetri între rânduri. Vă spuneam că semănăm în rânduri dese la culturile de prășitoare și în rânduri lare la păioase. Da? De ce spuneam acest lucru? În primul rând pentru că luminii să intre atunci când cultura crește. Aha, pentru a ține o producție de 7, 8, 9, 10 tone la hectar. Planta de grâu are nevoie să fie verde la coles, fiindcă e acolo cedează prima dată. Și atunci, densitatea fiind mare, rândurile apropiate, lumina nu intră, da. Coletul se îngălbenește acolo zona, își reduce rezistența la cădere, chiar dacă folosim stimulatori da? Pentru reducerea creșterii în înălțime și îngroșarea coletului, acest lucru tot se întâmplă și atunci cultura cedează. Deci și important este să fie cât mai bine aerisită. Deci este una din măsurile pe care am luat-o pentru a ține culturile de păioase în picioare. Și în al doilea rând, fiindcă am mărit distanța de rânduri, am redus distanța de boabe pe rând. Și atunci i-am dat plantei de ce vrem ca planta de grâu sau de orz să facă doi frați. Fiecare bob, fiecare plantă mamă să aibă doi frați. Iar noi semănăm 300-350 de boabe germinabile și să recoltăm. Dar poate faceți mai mulți frați. De regulă, și grâu și orz. Capacitatea de a frăci este mult mai mare decât ceea ce spun eu, numai că ar trebui să semănăm grâul la 5 cm, bob cu bob, să facem, eu știu, 6-7 frați, să-i facem uniformi, să semănăm hibrizi, ar trebui să ne schimbăm un pic logica, dar ne trebuie semănătoare de precizie. Dacă am semănat bob cu bob, eu aș semăna grâul la 3 cm distanță, de acolo aș începe. Pe rând.
pe rând cu 3 cm bob cu bob. L-aș pune bob cu bob și, și cred că lucrurile s-ar schimba total. Am reduce costurile cu sămânța, am reduce costurile cu tratamentul, fiindcă până la urmă cantitatea mai mică folosești mai puțin, dar sunt sigur că aș crește și aș obține aceeași producție fără nicio problemă. Deci ar fi o măsură de a reduce din costuri. De ce minim tilagi? Pentru că trebuie să conservăm apa în sol. Da, sunt astea fermieri care, și așa este, nu este ușor, unde n-a plouat, au făcut arături și au probleme. O lucrare minimă cu 10 litri de precipitații îți asigură răsărirea. Și așa, până nu? La urmă, la grâu, lui ce trebuie? Îi trebuie un pat tare cu strat moale de asta. Dacă a început să emită. El o să vedeți că deja suntem la 3 frunze și dacă o să căutăm, da? O să vă arăt imediat că fenomenul de înfrățire se produce. Da, eu n-am găsit, dar cred că... Vi-l arăt imediat. Cred că aici pornește la mine. El când apare a treia frunză se formează nodul de înfrățire și trebuie... Da, uitați-l aici. Da. Îl vedeți? Deci da, începe. E clar. Deci primul frate a început. După ce iese a patra frunză, începe și al doilea frate. După ce producem al doilea frate, începe formarea rădăcinilor coronare. Acelea sunt rădăcinile care sigur. Împune, adică stabilizează planta și o protejează de descălțare pe timp de iarnă. Deci de ce trebuie noi să, fiindcă în momentul în care eu nu am format începerea formării rădăcinilor coronare, deci asta se formează după formarea al doilea frate, după ce al doilea frate ies afară și se vede destul de bine, începe acele rădăcini și fixează planta în sol. De aceea atunci când semănăm trebuie să ne gândim perioada până vine iarna, dacă am apă, dacă nu am apă, să aibă duc timpul necesar să riscul, formeze sistemul riscul radicular. Fiindcă dacă el se formează acele rădăcini, se înfinge bine în pământ și atunci descălțarea nu se mai produce în primăvară, fiindcă fenomenul descălțare, ați văzut, n-ai apă la 5 cm, ai apă sub 5 cm, dar planta suferă foarte mult de stres. Da, pentru că încă nu și-a format sistemul radicular și atunci. De aceea trebuie să luptăm să-l facem din toamnă acest sistem radicular. Un tânăr întors din Anglia, care a lucrat în ameliorarea arbuștilor fructifere acolo, a decis să se întoarcă în România și, bineînțeles, că a fondat o pepinieră ce cuprinde mai multe specii. Afin, zmeur, coacă, zmur. Ce l-a determinat să vină în țară, dar mai ales ce rezultate a obținut, aflăm împreună. Bună ziua, numele meu este Liviu Negoiță, sunt inginer agronom de profesie. Și am început acum 3 ani de zile această mică afacere a noastră de arbuși fructiferi. Aveți experiență în domeniu? Am terminat agronomia, iar apoi am plecat în Marea Britanie. Am lucrat în domeniul arbușilor fructiferi, în modul de propagare, de mulțire a lor, în special. Și am trecut prin toate etapele de producție, de la plante în laborator, plante în sere și plantele în câmp, inclusiv producția de fructe. Cât a fost investiția inițială și dacă ați beneficiat de fonduri europene? Investiția inițială este greu de spus, pentru că mai exact au fost cam toate economiile noastre, dar nu pot spune exact, pentru că nici noi nu am făcut încă un calcul. Banii au venit, au intrat și tot așa, nu e o investiție clară, foarte clară. Nu am dispus de fonduri europene, totul s-a făcut pe fonduri proprii. Având în vedere că aveți experiență în afară, de ce ți-a ales să vă întoarceți, să încercați ceva în România? Nu ne-am întors clar cu scopul de a face ceea ce facem acum. Ne-am întors datorită unor conjuncturi favorabile până la urmă, dar întorcându-ne în țară, atât eu cât și soția, am fiind ingineri agronomi și amândoi am lucrat în domeniu, fiind și singurul lucru la care ne pricepem sau încercăm să ne pricepem cât mai bine, am început această afacere. Despre ce plante vorbim? Vorbim despre plante de afin, în special afin, zmeur, mur, coacăz, agriș, și altele, o gamă largă de arbuși fructiferi, din mai multe soiuri fiecare. Ce suprafață cultivați?
Suprafața totală a pepinierei este de 5.000 de metri pătrați, cultivați în mare 4.500 cu plante, în care se includ și două solarii de 50 de metri, câte 6 metri fiecare. De unde provine materialul săditor și turba, pământul în care sunt cultivate aceste plante? Materialul săditor, materialul in vitro, provine de la un laborator foarte mare și foarte cunoscut din Polonia. Lucrăm direct cu dumnealor. Noi preluăm plantele de la ei in vitro, apoi le înrădăcinăm noi și le aclimatizăm la noi în țară și la noi în solar. Ce presupune această tehnică? Spuneați că este o tehnică particulară. Deci noi preluăm plantele sau cumpărăm plantele din laborator, ne vin plantele in vitro, le înrădăcinăm și le aclimatizăm în aceste celule micuțe. Plantele sunt foarte micuțe în primul an de zile. Apoi următorul pas este de a le planta în alveole mai mari în primul an de zile. Aceste alveolele trecem iarna și sunt foarte bine aclimatizate pentru anul următor. Iar următorul pas ar fi plantarea la acest ghiveci de 1,5 litri, care este și produsul final destinat clienților noștri. Deci sunt trei etape pe care le parcurgem. Prima ar fi înrădăcinarea plantelor in vitro, apoi transplantarea lor în celule mai mari, iar următorul pas este plantarea și creșterea plantelor în acest ghiveci de 1,5 litri. Care ar fi avantajele acestei tehnologii? Avantajul cel mai mare este produsul final. Noi urmărim dezvoltarea unor plante de 1,5 ani la ghiveci de 1,5 litri, cu un volum radicular destul de mare și perfect pentru a fi plantat în plantații comerciale. Urmărim dezvoltarea cât mai multor lăstari proveniți din rădăcină și cu un sistem radicular foarte bine dezvoltat. Acesta este standardul. Nu este încă planta dezvoltată la maturitate, mai avem încă 2 luni de creștere, dar cam așa ar arăta. Vedem acolo în spate că avem și o serie de solarii. La ce sunt ele utilizate și strict în acest proces? În acele solarii ținem plantele tinere, plantele micuțe, nu le ținem în câmp deschis, sunt foarte sensibile și acolo le plantăm, acolo își trăiesc primul an de viață, provenite din laborator. Față de alte tehnici de producție ale materialului săditor, putem considera că acesta este mai bine adaptat la condiții de mediu și la modul de dezvoltare? Fiind plante in vitro, nu sunt produse din butaj, în special pe vorbind de cultura de afin, este o diferență foarte mare a plantei mature provenită din butaj față de planta noastră provenită in vitro. În sensul că este o producție mult mai mare, o plantă mai sănătoasă și o durată de viață a plantației mult mai mare. Cui vă adresați? Care sunt potențialii clienții ai dumneavoastră? Principalii clienți sunt persoanele sau firmele care doresc să înființeze plantații pe fonduri europene, special în cultura afinului. Avem acum certificare albastră, deci putem oferi plante special pentru plantare pe fonduri europene. Deci prima ar fi plantațiile comerciale, iar apoi urmează și pentru clienții hobby. Toți cei care doresc să-și planteze în grădină, în curte, să-și facă mini plantații de arbuși fructiferi, nu doar cu afin, cât și de zmeuri, mur și așa mai departe. Cu
cum evoluează piața? Piața este într-o continuă creștere și într-o continuă dezvoltare ciclică, ca să spun așa. Odată la 4-5 ani apar noi ferestre pentru fonduri europene și se dezvoltă rapid. Momentan la noi se importă enorm de mult fructe de pădure, majoritatea venind din Polonia și, eu știu, Olanda, dar sunt și la noi plantații înființate foarte multe, cu toate că nu se vând la noi în țară, cât mai mult în afară, în vest. Pentru piața noastră se importă foarte mult. Și există trendul acesta de a se produce pentru piața românească. Ce are particular acest material săditor față de ce există în prezent pe piață? Da, în primul rând, producând plantele in vitro sau fiind produse in vitro, sunt clasificate și sunt descrise ca plante libere de virusuri și virose. Fermierul, când începe o plantație, începe de la zero, ca un copil nou născut. Sunt de o genetică superioară și, în primul rând, sunt ca și dezvoltare mult mai rapidă și o producție mai mare și mai calitativă a fructelor pe termen lung. Acesta este principalul avantaj. Este un business dificil ceea ce faceți dumneavoastră? Este un business dificil în sensul că o investiție își vede roadele, vezi roadele după mai mulți ani, totul este pe termen lung și este într-un continuu stres, ca să zic așa, pentru că lucrez și cu oameni, cu clienți, ca în orice business, cred. Există și părți negative, cât și părți pozitive. Cam la cât se ridică această investiție? Ce avem noi aici? Undeva la 100.000 de euro, 120.000 de euro. Și pe partea de profit? Pe partea de profit, probabil cam la jumătate anual momentan, din ce am investit. Ce planuri și proiecte aveți în viitor? Bineînțeles că dorim să ne extindem și există o cerere foarte mare pentru a ne extinde. Încercăm și pe fonduri, dacă nu tot pe fonduri proprii. Dar cu siguranță ne vom dubla producția anul viitor. Liviu, ce le recomanzi celor care vor să înființeze o astfel de plantație, o astfel de cultură? Pentru cultura finului le-aș recomanda în primul rând să se documenteze foarte bine înainte de a se apuca de această cultură. Afinul este un arbust mai pretențios, foarte pretențios la sol, unde pH-ul solului trebuie să fie între 4 și 5 neapărat. Tot ce peste nu se dezvoltă, ce este sub este foarte acid. Este o investiție destul de consistentă, ca și idee pentru un hectar, numai materialul săditor costă în jur de 1000 de euro, plus alte costuri, lucratul terenului și irigare și așa mai departe, instalația de irigație. Cei care doresc să-și planteze pentru consum propriu sau câteva sute, poate până la 1000 de plante, le-aș recomanda să planteze în ghivece mai mari, în substratul special, pentru că sunt mult mai ușor de controlat și planta se dezvoltă mult mai rapid față de planta în bilon. Dar vorbind de suprafață mare, normal că se plantează în bilon. Și pentru alte culturi? Pentru alte culturi la fel și pentru zmeuri și pentru mur și chiar și pentru aronia, important să încep cu o suprafață mai mică pentru a vedea cum se dezvoltă planta, pentru a vedea unde este piața de desfacere a fructelor. Exclus să încep cu o suprafață foarte mare dacă nu ai cunoștințele necesare și dacă nu ai unde să-ți valorifici marfa. Pentru ideea de a conserva sau de a folosi ulterior aceste produse? Pentru această idee sunt mai multe opțiuni, dar pentru suprafețe mici întotdeauna se urmărește pe fresh market, pe piața de cartier, în piețe să își vândă produsele.
dar se pot și procesa, bineînțeles, sucuri, gemuri, dulcețuri, vinuri și așa mai departe, dar la suprafață mare întotdeauna trebuie să-ți găsești clienții înainte de a produce fructele, neapărat. Mi-ai spus că ai 35 de ani. De ce ca tânăr ai ales agricultura și nu alt domeniu? Pentru noi asta a fost o alegere, dar și o opțiune pe care, să zic așa, am ales-o cu mult timp în urmă, nu de acum, de când ne-am apucat să lucrăm în domeniu. Nu în România, ci în Marea Britanie. Și apoi am decis să ne întoarcem, pentru că avem o fetiță mică și am decis să o creștem în România, la noi în țară, să învețe cu cultura, cu limba, cu tot ce înseamnă să fii român. Și totodată, după cum vedem în această pepinieră, ați venit cu experiența de acolo pe care ați decis să o aplicați aici, know-how-ul până la urmă. Automat, fără acest mare avantaj, nu cred că ne-am fi apucat de așa ceva, nu cred că am fi început așa ceva fără experiență și până la urmă și fără banii pe care i-am câștigat acolo. Dar degeaba ai bani dacă nu ai experiență, până la urmă ai nevoie de oameni capabili. Și asta ar fi cumva una dintre soluții de dezvoltare a României cu tineri care decid să se întoarcă și să ia lucrurile de la zero înapoi în România? De ce nu? Mă gândesc că și asta ar fi o soluție. Acum nu cred că se pot toți întoarce, dar cumva să avem și uși deschise și cumva un ajutor din partea, nu știu, un sprijin din partea guvernului, să zic, pentru tinerii fermieri, nu? Un sprijin mai mare. Știm cu toții că o cultură sănătoasă are nevoie și de tratamente și aici este vorba chiar și de culturile ecologice, dragii mei. De aceea vă invit să urmărim împreună un material realizat alături de specialiștii Naturevo, pentru că vom afla foarte multe lucruri interesante și vom învăța multe, multe, multe secrete. În ultimii ani, Uniunea Europeană are o politică destul de agresivă, am putea spune, în ceea ce privește agricultura și convertirea ei într-o agricultură ecologică. Cum stă România în acest moment? România, evident, ca stat membru, este obligată să se adapteze tuturor cerințelor impuse de legislația Uniunii Europene în domeniu. Și în domeniul produselor de protecție a plantelor, un domeniu reglementat la nivelul Comisiei Europene printr-o serie de acte normative, evident că trebuie să ia măsurile necesare în ceea ce privește protecția fitosanitară a culturilor și asigurarea siguranței alimentare a consumatorului, precum și a mediului înconjurător. În acest sens, la nivelul Comisiei Europene, au fost elaborate o serie de acte normative care reglementează atât omologarea produselor de protecție a plantelor, cât și în ceea ce privește utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor, care impune, practic, găsirea unor alternative non-chimice. În acest sens, există o serie de preocupări, atât la nivelul companiei producătoare și distribuitoare, cât și la nivelul fermierilor. Că vorbim de protecția plantelor, până acum câte produse active au fost interzise de Uniunea Europeană și câte vor mai fi interzise? După 1991, Uniunea Europeană a început un proces laborios de evaluare a tuturor substanțelor active existente pe piața Comunității Europene, la momentul respectiv fiind
circa 1000 de substanțe active, chiar peste 1000 de substanțe active, iar la ora la care discutăm, urmarea acestui proces de evaluare a substanțelor active, numărul lor a scăzut la circa 400 de substanțe active. Evident, din aceste 400, alte 75 urmează treptat să fie scoase din uz. Se adaptează piața, ce ați observat? Practic, suntem nevoiți să ne adaptăm, suntem nevoiți ca toți cei care suntem implicați în acest domeniu de activitate să găsim soluții. Comisie, companii producătoare și distribuitoare, autorități și fermierii, evident, cărora trebuie să încercăm să le punem la dispoziție soluții pentru a rămâne în continuare competitiv pe piață, pentru a obține producție, dar și de calitate. Domnule Florian Lazar, din punctul dumneavoastră de vedere al companiei pe care o reprezentanți, în acest moment, care ar fi ponderea produselor ecologice? Dacă e să judecăm stricto senso pe agricultura ecologică, probabil că ponderea este undeva în jur de 5-7%. Dacă e să vorbim de produsele care sunt ecologice, dar care se aplică inclusiv în agricultura convențională, procentul poate să ajungă undeva peste 10%, chiar 12%. Deci cam asta ar fi, să zicem, ponderea echilibrată, să zic, în ce privește produsele destinate agriculturii ecologice. Este clar că noua politică care este în concordanță cu realitatea climatică va diminua profiturile? Sunt câteva aspecte care într-adevăr pot genera profitul mai mic. Și asta de ce? Pentru că agricultura ecologică nu va da niciodată producție de înaltă, știu eu, și calitate și volum ca cele care sunt protejate cu produse chimice. Pe de altă parte, sunt o serie întreagă de măsuri care, inclusiv de la nivelul comunității europene, au fost luate, s-au mărit subvențiile pentru produsele ecologice, prețurile la vânzare pentru produsele care sunt din agricultura ecologică au fost generoase, cel puțin anul acesta. Chiar am vorbit cu unul dintre clienții mei și mi-a spus că la rapiță a fost neașteptat prețul care l-a primit pentru rapița ecologică. Ca și așa o paranteză, cel care a venit să achiziționeze producția a fost foarte bine, a venit să facă evaluarea de-a lungul anului și când a văzut cât de bine arată rapița tratată, a zis: domnule, nu te cred că asta e produs ecologic. Și respectiv a spus: bine, ok, facem un pariu. Pui 100 de milioane tu, pun 100 de milioane eu, te duci și ei probă de unde vrei din lan, faci analizele la orice laborator care îl dorești dumneata și pe urmă ori îmi iei banii, ori îți iau banii. Practic vom avea o nouă realitate, produse chimice care vor aparține trecutului și produsele non-chimice. Puteți să ne vorbiți de noile produse non-chimice pentru protecția plantelor? Da, n-aș face o, să zicem, separare chiar atât de bruscă, pentru că produsele chimice cu siguranță vor rămâne în portofoliu nostru și nu numai, vor rămâne în piață, fără ele nu se poate, vor evolua, să zicem, din punct de vedere al evaluărilor și atunci vor fi retrase cele care au impact major și vor rămâne doar cele care sunt prietenoase, să zicem, cu mediul și cu mai ales cu utilizatorul și consumatorul. E bine că ați subliniat asta, există oarecare confuzie în piață în acest moment. Da, pentru că cel care utilizează este cel care lucrează pe tractor și stropește și, să zicem, face lucrările ca atare și atunci el trebuie să fie ferit de impactul negativ al produselor chimice, să poarte echipament de protecție, să poarte mănuși și așa mai departe, iar consumatorul este cel care mănâncă efectiv produsele. Și să ne gândim că totuși, dacă impactul la produsele care se obțin la cultura mare nu este atât de puternic, trebuie să ne gândim la fructe, la legume, al căror impact este direct asupra consumatorului. Gândiți-vă că un fruct este mâncat de un copil, de un bătrân, legumele intră în salate, salatele sunt mâncate în general proaspete și atunci impactul acestor produse pot fi foarte brutale, să zicem în ghilimele,
dacă nu sunt utilizate corect. De asta noi ne preocupăm ca pe ultima fază de vegetație, pe ultimele și în special la culturile astea care se, la care se mănâncă fructele, legumele, de se mănâncă în stare proaspătă, să nu existe reziduri și atunci recomandarea noastră este să se meargă pe produse gen ecologic. Puteți să ne dați un exemplu de înlocuire a unui produs chimic cu un non-chimic? Există soluții, dar nu pot să spun, domnule, acolo este cel mai bun ăla pentru că îl înlocuiește pe celălalt. Niciodată nu vom putea face acest lucru pentru că fiecare produs știe să facă câte ceva. Eu pot să vă dau sau să sugerez câteva lucruri care țin așa mai degrabă de efectele elicitor. Dar pentru cei care nu știu, efectul elicitor este un efect care generează în plantă un fel de anticorpi, deci fitoalexine. Fitoalexinele sunt anticorpii plantei. Și planta atunci își creează, să zicem, niște sisteme de autoapărare în așa fel încât patogenii să nu se mai instaleze. Un astfel de produs este Copfort, care este pe bază de cupru sistemic, conține extrem de puțin cupru, deci numai 6%, dar este un cupru care circulă în interior. Este un produs inductor de apărare. Hai să zicem așa, că tot suntem în epoca asta a pandemiei, este un produs care acționează ca un vaccin. Adică intră în plantă și pe receptorii respectivi patogenii nu se mai pot instala pentru că locurile sunt ocupate de ionii de cupru. Un produs oarecum în același, să zicem, trend, în aceeași tendință, este deglucozamida, care este chitosan, care e un produs natural pe bază de extract de crustacee și care lucrează oarecum în același fel. Un locuitor din Câmpul Lung Mușel, dragii mei, vinde lapte de măgăriță. Produsul este la mare căutare datorită beneficiilor sale pentru sănătate, chiar dacă este de zeci de ori mai scump decât laptele de vacă. Ideea a venit, din păcate, atunci când a avut o problemă, unul din membrii familiei a avut grave probleme de sănătate și atunci s-a gândit așa. Trebuie neapărat să producă elixirul sănătății. După ani de investiții, să știți că acum se văd și roadele. Să le vedem împreună! Un câmpulungean a investit într-o afacere profitabilă, devenind un exemplu pentru comunitatea sa. Deși locuiește la oraș, George Moiceanu este fermier toată ziua, unul de succes chiar. A început să crească măgărițe pentru sănătatea familiei. Astăzi, la ferma din Câmpul Lung Mușel, vin clienți din toată țara. E un lucru unicat în județul Argeș, cred că și pe zona Muntenii aproape. Am început acum vreo 6 ani, datorită unui nepoțel care a avut o intoleranță la lactoză, la laptele de vacă, și atunci am căutat un lapte natural și bun pentru el. Și intrând pe site-ul de specialitate, am găsit laptele de măgăriță. Și atunci ne-a venit ideea să cumpărăm 2-3 pentru familie, după care, văzând că mai sunt cereri, am extins afacerea și am făcut o afacere dintr-o necesitate care am avut-o. Ce știați dumneavoastră despre măgărițe, despre înființarea unei ferme la început? La început nu știam nimic. Știam că măgărițele sunt folosite de la cărăușie, de cioban, la munte, în alte zone de atracțiune. Nu știam absolut nimic de ele, de beneficiile laptelor de măgăriță și cam atât. Mai mult am zis să ne apucăm de o afacere mai de niș așa și a început să prindă. E ok. Ce investiție a fost? Trei măgărițe am luat. Nu au fost prea scumpe. Le-am luat doar la ciobanii din zonă, pentru că zona Mușcerului e o zonă de oierit și s-au găsit destule pe la cioban care pur și simplu vreau să scape de ele. Și nu au costat mult. Nu, 400-500 de lei bucata la achiziție. Astea sunt cele mai bune de la cioban. De la alte zone mai puțin bune, adică gen cărăușie, gen munci agricole care făceau cu ele pe la câmp, nu. Cele de la cioban sunt foarte bune. În timp ați început să și livrați, nu? Mai departe să promovați această fermă. Da, am început să facem promovare pe internet, pentru că la noi în zonă și cred că nici în țară foarte puține ferme sunt să vândă în marketuri. Mai mult se aduce de afară laptele de măgăriță, mai mult în stare lapte praf, în stare de pastile. Laptele crud e mult mai bun decât praful și medicamentele pe bază de lapte de măgăriță. Clar că e mult mai bun crud și stare naturală. Livrarea o facem în funcție de comenzi și de cereri pe zonă și
zona limitrofe Argeșului. Sunteți de 5 ani, nu? Sau 6 ani acum? 6 ani am început, de 5 ani, da. Așa mai serios cu livrarea, de vreo 3 ani, când au început să ne mai cunoască lumea, când a început să mai afle și omul de beneficiile laptele de măgăriță. Acum, în 3 ani de zile, a început să meargă treaba mai bine. La început, nu prea. Câte hectare aveți aici de pământ și cum v-ați invitat? În jurul casei, așa, avem 2 hectare jumate de teren în care le ținem pe ele mai mult așa la stabulație iarna. În schimb, avem sus, la pădure, avem pășunat mai mult pentru ele. Le scoatem vara și iarna le ținem aici, în zona asta. Aveți și pădure, nu? Da, 2 hectare de pădure aici deasupra și deasupra pădurii iar începe o zonă de pășunat pentru ele. Și sunt urși în pădure? Cum sunt? Urși în România acum sunt peste tot, avem și urși, dar nu ne fac probleme, măgărușii se descurcă. Se descurcă, da. Cât costă un litru de lapte de măgăriță la zona asta? Un litru de lapte de măgăriță costă 80-100 de lei, de pe locală 80 de lei și ce trimitem pe curierat 100 de lei, că mai sunt taxe de curierat. Și cum ar putea să diferențiem noi care nu cunoaștem, nu suntem cunoscători, laptele de măgăriță de cel de vacă? Are multe proprietăți, culori, cum am putea? Gust, să ne spunem. Clar, clar se deosebește. Laptele de măgăriță e mult mai, are un alb așa mai curat, mai clar. Laptele de vacă e un alb gălbui, așa, grăsime. Deci laptele de măgăriță clar se cunoaște. Numai cine, nu știu, dacă ai băut lapte de vacă și lapte de măgăriță, poți să-ți dai seama automat care, dar cine a băut lapte de vacă tot timpul și ia un lapte de măgăriță, clar e deosebit. E mai dulceag, nu se strică prea repede, că nu dezvoltă bacterii, ține până la 14 zile la temperatura de 2-4 grade, în stare crudă. Deci ceea ce la vacă nu se întâmplă, 2-3 zile maxim la vacă. Da, asta e cu... Cu ce probleme ați întâmpinat ca și fermier fermă de măgăriță? Probleme nu am întâmpinat, cine știe, și că nu suntem nici prea așa extinși. La 50 de capete ne-am descurcăm cu ele. Furajul, care îl facem vara, muncim un pic la fân, că asta e, că trebuie să le facem furaje. Probleme ar fi, dacă o luăm așa pe cale financiară, nu avem niciun fel de ajutor din partea statului. De ce? Ce se întâmplă? Păi noi avem o asociație a crescătorilor de măgari în care umblă cu cereri și cu jalba împrostat, să zic așa, mai sus și nu au obținut niciun fond pentru noi, deși în țările membre UE se dau fonduri și pentru crescătorii de măgari. La noi în România deocamdată nu. Sperăm să vină și timpul nostru, și rândul nostru. Că măgarul nu este, pentru că măgarul nu e trecut. Măgarul în România nu e socotit ca animal de, știu eu, lapte de măgăriță, ca aliment sau ca medicament, ce-o fi el. Nu există catalogat în statele agriculturii la noi. Și cum v-ați descurcat în aceste condiții? La început mai greu, cu finanțare proprie. Norocul e că avem furaje care îl facem prin munca noastră și până la urmă marea problemă asta e furajul pentru ele, mâncarea. Dacă ai să le dai să mănânce, e ok. Adică asta e cheltuiala mare. Mai intervine cheltuiala și cu veterinarul, că trebuie să le facem vaccinurile, să le facem antraxul, să le facem analizele și astea costă. Să le punem chipuri, să-i chipăm și astea costă. Costă din buzunarul nostru. Noi avem înregistrate la DSV, ferma cu chipuri, cu numărul de capete, cu analizele la zi. Că altfel, da, ce să facem? Așa trebuie. Boli așa? Boli mai dezvoltă. Boli avem un agent veterinar care vine și răspunde la solicitări. Boli nu dezvoltă cine știe ce ele. Dacă problema e atunci când aduci un exemplar nou, să zicem, în turmă, trebuie să-l ții separat 2 săptămâni, să-l deparazitezi, să-l vaccinezi, să nu bași cu boli, că bolile de afară vin. În fermă, dacă apare unul, o vezi. Dar de regulă boile vin când faci achiziții, noi să zicem așa, și le bagi în ele. Atunci trebuie separați un pic, 2 săptămâni minim. Băgați în carantină. Ați primit cereri de achiziționare de măgăriță de la dumneavoastră din fermă? Da, la început, acum vreo 4 ani, aveam 100 de exemplare și laptele nu prea se vindea pe zonă și atunci am mai vândut din ele, pe la Oradea, Bihor, pe la Satu Mare, pe la Alba Iulia am dat. Acolo e o zonă mai dezvoltată de lapte, de creșterea laptelor de măgăriță de lapte. Aici este ferma unde se produce cel mai scump lapte. Laptele de măgăriță este bogat în vitaminele A, B, B1, B12, C și E. Prin urmare, este important și pentru o bună imunitate, iar vânzările au crescut în perioada pandemiei. Cum vedeți dumneavoastră piața de lapte de măgăriță în viitor? Românul a început să obișnească cu... De
beneficiile? Deocamdată lapte de măgăriță pe piață în România e greu de găsit, adică e sub piață, clar că cererea e mai mare decât oferta în România. Pe viitor cred că se va dezvolta, ar fi bine să se dezvolte și o ramură în care să ne ajute să-l colecteze laptele, atunci ai face un lucru mai serios. Așa nu poți să te întinzi prea mult, că nu știi cât vinzi. Dacă s-ar face nu să ne facă cineva anume, s-ar găsi un antreprenor, ceva, să facă o chestie de colectare de lapte praf. Spre exemplu, în România nu se fabrică lapte praf de măgăriță. Nu se fabrică, nu știu cât ar costa o instalație, de m-am interesat un pic, dar nu se face în România, nu se găsește. Pentru că am contactat o firmă care vând pastile de lapte de măgăriță pentru tuse, am văzut-o pe internet și le-am propus să ia lapte de măgăriță de la noi. Păi uite, vă oferim noi laptele pentru ce vă trebuie, nu zice că noi luăm din Italia lapte praf, că în România nu se găsește. Și atunci, punct. Deci noi nu știm să facem lapte praf, să-l vindem noi aici. Da. În cazul ăsta în care să l-am putea face lapte praf, sunt perioade când, mai ales pe vară, când nu prea se vinde laptele de măgăriță. E, dacă am avea o soluție să-l dăm pentru lapte praf, ar fi ok. Am face, vânzări și vara, mai multe. Afacerile cu măgărițe vor fi incluse pe lista celor eligibile la finanțare pentru accesarea de fonduri europene, în cadrul submăsurii 6.1, instalarea tinerilor fermieri. De astfel, tinerii care au muncit în diasporă și s-au întors în țară vor să-și deschidă afaceri și vor să investească bani europeni în ferme zootehnice și sere cu legume. Suntem pe buletin la municipiu, dar noi suntem agricultori cât cuprinde și dacă vrem să accesăm fonduri pe agricultură sau pe ceva în zona noastră, nu ni se oferă, pentru că sunt programe de dezvoltare rurală în care poți să accesezi niște fonduri, pentru o pensiune, pentru ceva. Ei, la noi nu se poate, că dacă te duci să faci o pensiune pe fonduri agroturistică, spune că aia se face la sat, nu la oraș. Noi suntem municipiu, noi suntem orășeni de la țară, să zicem așa. Da. Și cu toate acestea, iată că aveți o fermă aici, un viitor, pentru și un exemplu pentru orice fermier din țară, de la noi. Da, se poate face. Mai sunt ferme în Câmpul Lung de vaci, de oi, care aparțin încă de Câmpul Lung și cresc animale, pentru că Câmpul Lung a fost o zonă industrială, industria e zero, potențial agricol avem pășunat, avem fâneață, avem potențial de creștere animalelor și de turism. Dar cred că pe asta o să ne bazăm în viitor pe Câmpul Lung, că industrie zero. Aro nu, mobilă nu, grulenul nu, ce să mai spun multe, mai, mai sunt destule care au căzut. Îmi scapă mie acum, da. Deci este o afacere de nișă în continuare în România și care va merge în viitor? Eu cred că se va dezvolta segmentul ăsta în viitor în România. Și cu un mic ajutor din partea statului, cu o mică subvenție, cu ceva, eu zic că se dezvoltă. Eu așa-l văd. Pentru că e foarte bun laptele, nu știu de ce nu s-ar dezvolta. Mai ales pentru copilașii din ziua de azi, dezvoltă imunitatea. Deci e ok. Pentru bătrâni, îndeosebi, femeile gravide, deci oamenii mai slăbuți, segmentul oamenii mai vulnerabili, e ok. E cel mai bun. Dumneavoastră, deci câte cereri aveți, care nu puteți onora pe săptămână? Adică se întâmplă, nu? Sunt cazuri. Rare cazuri când nu putem onora cererile pe săptămână, că avem, nu sunt cazuri să nu onorăm, am onorat cererile. Chiar dacă am mai amânat o zi, două, chiar dacă așa, deci nu a plecat nimeni nemulțumit. Deci dacă am avut o cerere, s-a onorat. Cea mai mare vânzare de record așa de lapte, a fost vreun cumpărător care cu cantitate industrială. Avem și abonați. Cine își permite și așa, avem și abonați care ia săptămânal de 2-3 ori și consumă. Ca și record așa, sunt perioadele de lunile de iarnă, când apar viroze, când apar viroze în general, atunci se caută mai mult, pentru că ele bândătuse, dezvoltă imunitatea și atunci e mai căutat pe timpul rece. Pe timpul verii e mai domolaș. Fermierul din Câmpul Lung propune ideea unei afaceri cu lapte de măgăriță pentru cei care caută noi căi de venituri. A avut 100% succes în acest proiect și este o sursă de inspirație pentru mulți antreprenori în ziua de astăzi. Pe viitor intenționează să deschidă noi puncte de vânzare în județul Argeș. Să știți că am mai avut întrebări de genul ăsta, chiar de la persoane din zonă și i-am spus, frate, e ok, poți să te apuci oricând, dar trebuie finanțare proprie cel puțin un an, doi, până ți-adun măgărițele, până îți formezi piață, până și dacă crezi că așa, e ok, dacă nu,
Am avut acum vreo 4 ani, am dat la un tip, o să vi-l arăt, am prieten cu el la Oradea, am dat 20 de bucăți. Și m-a sunat omul și zice, băi, zice, uite, vreau să fac, să trebuie, era în perioada când eu nu vindeam cine știe ce, și i-am spus, să știi că eu nu vând, eu îți dau cu mare drag, îți fac preț pe ele și vii și le iei. Dar să știi că eu nu sunt mulțumit până acum de ceea ce fac, pentru că dau bani din buzunar. Zice, nu, lasă că mă descurcă, la mine aici, zice, merge mai bine. Ok, deci eu i-am spus sincer omului atunci, aia, acum dacă mă întreabă, acum merită. Acum merită, dar durează până intri pe piață, până te cunoaște lumea, până să convinge de ce, pentru că mai sunt și chiciuri pe piață care vând lapte de măgăriță și, nu știu, nu vreau să arunc cu pietre în față, în baltă, dar mai sunt, oamenii sunt neîncrezători, pentru că și e normal să fie așa. E foarte scump, tentația e mare și zic, bă, de unde știu eu iau lapte de măgăriță și nu iau cine știe ce alt lapte sau mai știu ce. Da, e. Dumneavoastră să vă bucurați că vine lumea, clientul, să vadă la fața locului despre ce este vorba, avem, cine produce. Avem porți deschise, noi chiar nu mă bucură când am câte un client care zice, domnule, zice, vreau să vin eu să văd, să vin cu copila micu, să-l... Da, au venit destui cu copilașii, au stat lângă mine, le-am muns, le-am dat lăptic proaspăt cald, au fost mulțumiți și au revenit cu drag și au și promovat mai departe chestia cu vizita și cu toate cele. Deci oricând, oricine vrea să vină, e binevenit, e bine primit, la măgăruși, cu copilașii, lapte proaspăt când le mulgem, am făcut și călărie cu ei, am câteva și ei, îi mai plimb prin grădină așa, când e câte o zi frumoasă și când vin după la Pitești, în special, vin că mai aproape Piteștiul, da. Vă mulțumim și mult succes! Mulțumesc și să dea Dumnezeu să fie bine, la toată lumea. Și vă așteptăm la lapte de măgăriță proaspăt și bun. Cam atât pentru astăzi, dragii mei. Se anunță o toamnă bogată, cu multe roade. Noi o să fim prezenți în curțile dumneavoastră, o să vizităm fermieri, o să mergem pe câmp, o să facem tot felul de materiale interesante pe care le vom prezenta, bineînțeles, data viitoare. Așadar, să nu uitați, la ora 12:30, vă aștept aici mereu, ca de fiecare dată, cu tot sufletul și vă spun să nu uitați că lumea satului este și lumea noastră, a mea, tata, a ta, oriunde ne-am aflat. Toate cele bune, vă aștept duminica viitoare. Emisiunea a fost realizată cu sprijinul companiei Domeniile Ostrov.